Chiar dacă afară a fost frig, peste 1000 de oameni au venit la Teatrul de Vară din Pitești, acolo unde a avut loc inaugurarea amplasamentului aflat în Parcul Strand al orașului. Evenimentul va rămâne memorabil prin acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Pitești, maestrului Gheorghe Zamfir, ca recunoașterea contribuției sale excepționale la cultura românească și internațională. Se acordă titlul de cetățean de onoare al municipiului Pitești domnului Gheorghe Zamfir, virtuos muzician, supranumit Regele Naiului, care se bucură de notorietate în întreaga lume pentru contribuția la creșterea prestigiului României pe plan internațional. Primarul municipiului Pitești și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor duce la îndeplinire dispoziție prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului Gheorghe Zamfir, de către Secretarul General municipiului Pitești. Primar Cristian Gentea, Pitești, 9 noiembrie 2024. Gheorghe Zamfir s-a născut la Găiești, în fosta regiune Pitești, are 83 de ani și cântă de la 14 ani. A colaborat cu Doina Argeșului, cu Teatrul din Pitești și cu alte instituții ale momentului, asta până să-și capete celebritatea de cel mai mare naist al lumii. Eu cântam la 14 ani la Școala Specială de Muzică de 12 ani din București, avându-l ca profesor pe prietenul președintelui României, care era Gheorghe Gheorghiu Dej. Și se numea Fărică Luca, cel mai mare naist și unul din cei mai mari lăutari care avea România în perioada anilor 30, 40, 50, să nu mai spun de 1955, când am devenit elev la Liceul de Muzică de București. Deci cu Pitești am avut legături strânse pentru că eram foarte tânăr. 1964, aveam 23 de ani. Încă nu devenisem dirijor la ansamblu Ciocărlia, dar la 23 de ani eu eram foarte folos și foarte mândru că eram pe care să devin, mi se pare că un dialog la distanță s-a creat acest festival. Era un fel de festival concurs între regiunile din România și noi căzusem la Regele, la așa zisa tombolă, dar nu era tombolă. Am ajuns concurenți cu Regina Autonomă Maghiară. Cântam la Nai de foarte puțin timp și am ales trei piese, că eu am fost ales să reprezint sectorul instrumental al acestui concurs. Erau foarte mulți soliști, vocali, instrumentali, cam așa se produceau festivalurile atunci. Și la concurs, la sfârșit, am reușit la egalitate cu maghiarii, dar juriul, care era un juriu de oameni extraordinar de competenți, ne-a dat la egalitate și a rămas egalitate, n-a câștigat nimeni, nici Pitești, nici ungurii. Dar eram foarte făloși. A doua zi vorbea toată lumea din țară că văzuse emisiunea la televiziune. Televiziunea în România a apărut chiar în anii aceia și vă dați seama ce mândrie pe oamenii, pe locuitorii României că au văzut acest festival la dialog la distanță, se numea. Mă, cine a fost ăla care a cântat Doina aia și de jale, care eu o compusesem? Și, băi, nu știu, eram la un frizer în București și zic, păi eu am fost, l-am tăiat părul cu foarfeca și zic, păi eu, nu știu cum să fii tu, păi, ieri erai la Pitești și acum ești la București, da. Și până la urmă m-au recunoscut. Deci a fost extraordinar momentul și emoționant. Piteștenii și-au arătat respectul și aprecierea pentru artistul de prestigiu care a dat numele noului teatru, fiind prezenți în număr mare la eveniment. Pentru dânsul am venit să venim, îl trăionăm acum în Gândânci, la televizor l-am văzut, la Vastrana, l-am ascultat și arată foarte bine. Salutăm prezența la eveniment, a venit la noi și îl așteptam. A fost o renumărare a întregii sale activități. E unul deosebit și un ambasador al României pe toate mele.
ați inaugurat această grădină de vară în plin noiembrie, puțin friguros, dar e atâta căldură și în public și dumnealui a reușit să se afișeze cu tot sufletul și cu toată dăruirea dumnealui de artist. Pentru inaugurarea teatrului de vară, îl știu de când eram copil, la un moment dat era o bijuterie a Piteștiului, după care s-a degradat an de an și a devenit o ruină. Suntem foarte mulți piteșteni bucuroși că s-a redat acest teatru de vară piteștenilor, unde putem urmări multe, multe spectacole, nu numai ale filarmonicii, dar tot felul de festivaluri care se pot face și, în al doilea rând, am venit să-l vedem și pe maestru Gheorghe Zamfir, cald, apropiat oamenilor și dumnealui are un speech grozav, normal, după ce a trăit atâta timp în străinătate. A fost mult apreciat în Franța și peste tot și bineînțeles că este cetățeanul de onoare al patriei, zic eu, nu numai al Piteștiului, și este foarte frumos că astăzi a fost denumit teatru de vară după numele domniei sale. Publicul numeros și entuziast s-a bucurat de concertul extraordinar susținut de Regele Naiului alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești.